ingresiune importantă 2023 sau tranziția lui Jupiter în Taur pentru întregul an. Deja pe 16 mai 2023, Jupiter va părăsi zodia Berbecului și va intra în zodia Taur, unde se va stabili până pe 26 mai 2024. Jupiter în astrologie este numit planeta Marii Fericiri. Da, chiar contribuie la prosperitate, dă șanse și oportunități, dar în același timp, totuși, funcția sa principală este extinderea, ceea ce înseamnă că odată cu creșterea beneficiilor, multiplică și problemele existente. Jupiter extinde zona de influență a fiecărui semn în care intră, își sporește foarte mult puterea și energiile, care ne sunt transmise într-un flux abundent, absorbind întreaga comunitate mondială, pentru că, până la urmă, aparține categoriei planetelor sociale. Să ne amintim cum s-a manifestat Jupiter în Berbec, să-i mulțumim pe Retromercur în felul acesta să facem o retroanaliză a anului trecut. Jupiter s-a aflat în Berbec din mai 2022. Această poziție a planetei a dat naștere unor ideologii, programe, procese globale, învățături, legi, care, datorită energiilor militante ale Berbecului, au început să fie introduse activ și chiar impuse cu forța societății. Din moment ce casa lui Jupiter a fost în Berbec, atunci nu s-au putut face fără o revoltă cu presiuni, fără cuceriri, fără concurență acerbă și fără sete de putere, fără instincte de prădător și nevoia urgentă de a arăta tuturor și tot ceea cine este șeful casei. Dar, interesant, cu Jupiter în Berbec există mai mult zgomot și strigăte decât acțiune reală. Apropo, vanitatea, mândria, ambiția, încăpățânarea și egoismul au înflorit în această perioadă. Oamenii cu abilități de conducere sau cei care au fost înzestrați cu mare putere în acea perioadă s-au manifestat viu, dar acțiunile lor s-au putut dovedi a fi multidirecționale. Unii s-au dovedit a fi cavaleri nobili, inspirați de o anumită idee și, bazați pe un sentiment de entuziasm și altruism, capabil să conducă oamenii către un viitor mai luminos. Iar alții, din cauza propriilor complexe și temeri, din cauza dorinței de a-și păstra puterea și de a-și apăra autoritatea și, nu de puține ori, prin împuternicire și cu ajutorul intrigilor, au putut arunca masele în iad. Și cum rămâne cu Jupiter în Taur, sub influența căruia vom trăi aproape un an întreg? Un astfel de tranzit poate da inerție societății, din cauza nevoii puternice de cel puțin o oarecare stabilitate. Dar aici există un risc asociat cu rigiditatea, conservatorismul, cu dorința de a păstra ceva care nu este deosebit de bun, dar a devenit deja atât de familiar. Mulți se pot agăța cu un zel deosebit de ceea ce a fost înainte, visează să întoarcă trecutul, uitând că viața este întotdeauna o mișcare înainte, în viitor. O astfel de nedorință de schimbare poate duce la o experiență foarte dureroasă a anumitor pierderi, privațiuni să provoace rezistență la schimbările necesare, ceva nou, dar foarte important pentru evoluția noastră ulterioară. Sub influența lui Jupiter în Taur, pragmatismul și prudența pot începe să se manifeste la oamenii cu vigoare reînnoită. Realismul, bunul simț și simțul proporției vor prevala asupra instinctelor profunde. Se va pune accent pe rezultat, nu pe proces. În sfârșit se va trezi o evaluare obiectivă, sensibilă a situației, fără emoții inutile. Cu un astfel de tranzit putem să ne rezolvăm cu succes problemele financiare, să ne închidem datoriile, să lansăm un program de îmbunătățire a propriei vieți, dar cu condiția ca până în acest moment să existe deja un nivel suficient de ridicat de alfabetizare financiară, iar deciziile să fie luate dintr-o poziție a rațiunii, a profitului și nu a sentimentelor. Jupiter în Taur va fi o perioadă de acțiune, muncă grea, mișcare încăpățânată spre scop, respingerea unei existențe iluzorii, visătoare și detașate de realitate. Ar fi bine ca eforturile să fie îndreptate spre rezolvarea problemelor existente, corectarea greșelilor făcute și crearea unei baze solide pentru viitor. Pe energiile Taurului, întărite de Jupiter, toate acestea devin cât se poate de posibil, important este doar să renunțăm la principiul poate și să sperăm în noroc sau în Domnul Dumnezeu. Taurul este un semn de pământ, nu tolerează plutirea cu capul în nori, doar munca. La scară globală, Jupiter în Taur poate duce la predominarea energiilor creative asupra celor prădătoare. Pot fi lansate idei și procese care vizează întărirea societății. Autoritățile din unele țări vor avea ca scop clarificarea nevoilor poporului lor, luarea în considerare a intereselor acestora atunci când iau decizii, legi, programe sociale. Dar acest lucru nu se va întâmpla imediat, deoarece Taurul este încă un semn lent.
În alte țări, îndelungata suferință a maselor poate ajunge la sfârșit, mai ales acolo unde presiunea a fost prea puternică. În acele state pot exista nemulțumiri populare puternice, tulburări și explozii, poate exista chiar pericolul de rezistență violentă și totală, lovituri de stat. Când Jupiter se află în Taur, sectoarele financiar, bancar, economic și alimentar vor fi accentuate. Cel mai probabil, acestea vor fi zone cu o mai mare instabilitate, dar asupra cărora se va îndrepta atenția principală a autorităților. Ei bine, din moment ce Taurul este un semn de pământ, poate fi implicat și subiectul granițelor geografice și al schimbărilor teritoriale. Cele mai strălucitoare perioade ale tranzitului lui Jupiter în Taur vor fi intrarea și ieșirea planetei din acest semn, adică mai 2023 și mai 2024. Intrarea lui Jupiter în Taur va începe cu o configurație foarte tensionată, Marea Cruce, care va include opoziția Marte, Pluto, precum și axa sorții mondiale cu Jupiter la nodul ascendent. Iar ieșirea lui Jupiter din zona Taurului va fi indicată de un întreg grup de planete la granița acestui semn, acesta va include Soarele, Venus, Uranus, Jupiter și Selena. Cel mai probabil, acest lucru poate indica apariția unei anumite probleme globale în mai 2023, căutarea unei soluții pentru care va dura un an întreg și vom vedea o ieșire abia în mai 2024. Sper că acest clip v-a fost util. Vă încurajez să utilizați aceste informații cu încredere și să luați acțiuni pozitive în baza lor. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să vă abonați pentru a urmări mai multe clipuri similare în viitor.